Chiar dacă majoritatea echipelor de fotbal de senior, junior sau fotbal feminin se află în vacanță, puștii de la CS Târgoviște continuă antrenamentele la baza proprie. Pentru încă două săptămâni, tinerii fotbaliști se vor pregăti în sala din microraionul 3. La junior continuă antrenamentele. La junior, da, avem obiectivul loc întâi cu grupa de 1996. Suntem în grafic, suntem pe primul loc, ne batem cu cei de la Petrom Flacăra Mureni. Aici, la fel, o să le dăm vacanță când se termină anul școlar. O să urmeze, vrem să facem și un cantonament centralizat, să vedem unde ne permitem, dacă ne ajută și clubul, cu ajutorul părinților, să facem un cantonament foarte bun în această iarnă.